Pentru acest început de an, reprezentanții Asociației Pro Pescar din Petroșani s-au propus să obțină licența de pescuit și acvacultură pe lacul artificial pe care îl dețin la Petrila. În paranteză fie spus, anul trecut, aceștia au populat lacul respectiv cu aproape 5 tone de pește. Vrem să obținem licența de pescuit și acvacultură la lacul care este în proprietatea noastră, sus pe dealul Maleii, localitatea Petrila, lacul artificial, dintre ramura 1 și 2 de steli. Pe lângă faptul că noi anul trecut am populat cu 5 tone de pește, vrem să dezvoltăm mult mai mult această zonă și ca atare, în acest an, în conformitate cu legislația în vigoare, am angajat un proiectant autorizat de către Ministerul Mediului să putem să obținem autorizația de gospodărire de la Apele Române Craiova pentru a avea baza legală de folosire a acestui lac. Autorizația de gospodărire a mediului, ca atare am încheiat și un contract cu gospodărirea din Petrila, în care s-a angajat ca să ne aducă acolo un container pe lângă ce am avut noi pentru curățenie și exploatarea tuturor deșeurilor care sunt în zonă și curățenia pe care o să facem noi. Iar în următoarele 20-30 de zile sperăm să obținem și licența pentru pescuit și acvacultură. A doua problemă sau noutate pe care aș vrea să o aduc la cunoștința tuturor membrilor pescarilor din Petroșani și nu numai din Petroșani, ci din întreaga Valea Jiului, că în cadrul sediului nostru se va deschide un magazin de pescuit de către SC Tetra Gold SRL D, cam așa se numește, unde se vor găsi în următoarea perioadă ustensile de pescuit, nade, momel și experiența pe care noi o putem să o punem la dispoziția tuturor celor care vor fi și vor călca magazinul acestui, vor călca pragul acestui magazin de pescuit. Ce ne mai preocupă în momentul de față, văd că timpul se îmbunătățește pe fiecare zi, în fiecare lună să organizăm un concurs de pescuit pentru cei care doresc să practice pescuitul sportiv, recreativ, sus pe lac la noi. Primul concurs, haide să-l și facem publicității în acest moment, ar fi perioada 20-27 martie. Dar cred că în duminică va cădea în 23 martie, dacă nu mă înșel, și cam acela va fi. Va trebui în condițiile acestea să anunț odată prin dumneavoastră și apoi prin mesaj pe care o să transmitem telefonic fiecărui membru al asociației noastre. Cam acestea ar fi cele trei puncte pe care în momentul de față. Aș dori să mai spun ceva, dar nu avem încă baza solidă a legislației care să ne pună la punct și care urmează să fie aprobată de către Parlamentul României. Rămâne ca pe viitor să o discutăm și pe aceea. Pe de altă parte, tot în această primăvară, reprezentanții asociației intenționează să deschidă și un magazin unde vor fi comercializate ustensile de pescuit. Primul concurs la care sunt invitați să participe membrii asociației, care numără aproape 1100 de membri, va fi organizat în intervalul 20-27 martie pe lacul din Petrila.